Însă imagini și informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor, o crimă teribilă a avut loc la Iași. Cadavrul unui bărbat a fost găsit pe trotuar chiar în centrul municipiului, iar polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a-l prinde pe presupusul agresor. Anchetatorii încearcă acum să afle cum a avut loc această tragedie. Paul Ciurar este în legătură directă cu noi. Bună ziua, Paul! Ce informații sunt până la acest moment, cel puțin din anchetă? Bun găsit! Totul a început noaptea trecută în jurul orei 23, când un localnic din Iași a sunat la 112 și a spus că este un bărbat întins pe trotuar. Un bărbat care nu prezintă semne de viață. Imediat la fața locului au venit paramedicii SMURD și cei de la ambulanță, dar și polițiștii de la municipiul Iași. Medicii, din păcate, nu au reușit să resusciteze pe bărbat, acesta fiind deja decedat. În urma vizionării unor camere de supraveghere, polițiștii au stabilit că în jurul orei 9:30-10, un grup de tineri s-a adunat în fața unui bar. Aici, la un moment dat, pe lângă ei a trecut o persoană, se pare că se cunoștea cu acel grup de oameni, iar între cele două părți au început un schimb de replici și probabil au început să-și aducă injurii. În momentul când victima se îndepărtează, unul dintre tineri se duce și îl lovește puternic pe bărbat, iar apoi mai mulți tineri în acel grup au mers și l-au lovit cu pumnii și picioarele, bărbatul căzând la pământ. Victima a rămas acolo în timp ce tinerii au plecat. Polițiștii au început imediat căutările, identificând presupusul agresor, iar toată noaptea l-a căutat prin municipiul Iași, declanșând o operațiune de căutare amplă. Au folosit inclusiv focuri de armă.